Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În acest videoclip vom face o etalare cu 5 rune pentru a afla ce admiră cel mai mult la tine persoana iubită. Persoana la care te gândești tu cel mai mult și pe care o iubești și simți tu așa că te iubește. Voi alege câteva rune. Să vedem. Sunt 4 și mai trebuie încă una. Aceasta. Acum am toate cele 5 rune și le amestecăm. Mai întâi aș vrea să spun câteva cuvinte despre tine, tu cel sau cea care ai dat click pe acest videoclip și îți dorești să știi ce admiră cel mai mult la tine persoana pe care o iubești? Simt așa că ești într-o, mi se spune, o fază mai dificilă din viață. Este vorba de o perioadă mai lungă în care te-ai tot confruntat cu diverse provocări și obstacole. În mai toate aspectele vieții tale, dar parcă cel mai mult pe plan sufletesc, emoțional. Iar în special în această perioadă, adică această perioadă, o perioadă mai scurtă de timp, câteva săptămâni, în ultimele 2, maxim 3 săptămâni, parcă aceste goluri, aceste carențe emoționale pe care le percepi de ceva mai mult timp încoace, parcă s-au adâncit. În sensul că îți este parcă din ce în ce mai greu să faci față la faptul că îți lipsește foarte mult bucuria, împlinirea, starea de bine în plan emoțional. Parcă în ultimele 2-3 săptămâni, alte aspecte ale vieții tale, mi se spune, s-au mai așezat așa la locul lor. Parcă lucrurile au început să se mai așeze. Începi să percepi ceva schimbări în bine. Însă în plan emoțional îți lipsește foarte mult dragostea, afecțiunea, aprecierea. O mângâiere, un cuvânt bun. Ai nevoie de toate aceste lucruri. Simți o, este ca o foame crescândă, dar este ca acea senzație fizică pe care o ai când îți este foame și ți este foame și treci prin mai multe faze și la un moment dat, după ce ți este cel mai foame,
începe să nu-ți mai, brusc nu-ți mai este foame, dar știi că îți lipsește, știi că este foarte important să mănânci, știi că organismul tău are nevoie urgentă și stringentă de hrană, însă pur și simplu conștientizezi că foamea este încă acolo, dar nu o mai simți. Atât de puternică este și atât de mult timp a trecut de când nu ai hrănit organismul, încât organismul a intrat în aspectul acesta într-un fel de shutdown, într-un fel de oprire, de pauză. Un fel de înghețare. Și cam așa te simți tu, toate aceste descrieri se potrivesc perfect pentru tine în momentul acesta în care urmărești acest videoclip, în plan emoțional, afectiv, în planul iubirii. Și mi se transmite că ființele de lumină care sunt în preajma ta și doresc să te ajute, știu ce ai tu nevoie și prin aceste mesaje pe care le vei primi acum și prin faptul că acest videoclip ți-a apărut, a apărut în calea ta, în drumul tău, ți-a fost recomandat de YouTube sau cum ți-a apărut? Poate ți-a fost recomandat de cineva cunoscut ție sau într-un alt mod. Într-un fel sau altul, acest videoclip a apărut la tine și tu ai decis că vrei să asculți mesajele. Ei bine, ființele de lumină îți transmit că este special pentru tine și că și-au dorit ca acum să facem această etalare pentru ca tu să poți primi acest sprijin. Poate că ai senzația că nu te vor ajuta foarte mult și în planul conștient al minții tale mi se transmite că da, așa este, nu vei simți că dintr-o dată a apărut mai multă iubire în viața ta și apreciere și tot ceea ce ai tu nevoie este în carență maximă organismul tău, ființa ta, din punctul acesta de vedere, însă mi se transmite că la nivel interior, profund, în adâncimile sufletului tău, chiar vei simți. Vei simți aceste mesaje, vei simți acest sprijin și chiar te va ajuta. Va activa în tine mi se transmite exact acele lucruri care este nevoie să se activeze în momentul acesta din viața ta. Bun. Gândește-te la persoana iubită, să vedem ce admiră cel mai mult persoana ta iubită la tine. Au ieșit de pe masă. Nu știu dacă o vedeți și pe aceasta de aici. Ia să vedem. Poate pot să fac în așa fel încât să o vedeți și pe aceasta. A apărut? Nu știu, nu-mi dau seama. Eu nu o văd. Aceasta? Da, aceasta. Ok. Bun. Și pe aceasta de aici o vedeți?
Aceasta, bun. Și aceasta de aici, se vede? Se mai vede un pic. Ia să vedem cum să facem să intre toate în cadru. Ok. Acum o să-mi iau câteva minute, sau poate nu minute, oricum dacă vor fi mai multe minute, voi edita videoclipul ca să treacă acele videoclipuri, acele momente mai repede, să fie mai scurtat. Dar voi avea nevoie de ceva timp pentru a interpreta, pentru a primi mesajele de la ghizii tăi și pentru a vedea semnificațiile tuturor runelor de pe masă. Pot să-ți spun chiar acum că acestea două reprezintă ceea ce persoana ta iubită apreciază cel mai mult și cel mai mult la tine. Ele sunt ca un fel de vârful icebergului. Icebergul fiind tot ceea ce apreciază persoana iubită la tine și mi se transmite că este foarte mult. Este ceea ce apreciază persoana iubită la tine, este cât un iceberg de mare și este în același timp ca și un iceberg profund. Pentru că icebergul are o bună parte a sa la suprafața apei, dar o și mai mare parte a sa sub nivelul apei. Mi se transmite că acesta este vârful icebergului. Calitățile tale pe care le apreciază persoana ta iubită la tine cel mai mult, însă ele sunt ca un fel de cumularea a tot restul ce acestea mi se spune că el nu arată. Nu ți arată ție sau poate nu ți-a, el sau ea, că poate fi după caz, cum simțiți voi, la cine se referă, despre cine este vorba aici, cine este persoana iubită, poate fi energie feminină sau masculină, dar această persoană mi se transmite că aceste lucruri pe care le vezi aici și care sunt baza icebergului și partea de sub nivelul apei, partea care nu se vede, de ce sunt aici, de ce sunt așa? Pentru că se pare că ori nu ți-a spus că apreciază aceste lucruri la tine, ori nici nu, poate nu ți-a dat de înțeles că le-ar aprecia, sau poate nu, tu nu ai simțit acest lucru, nu a simțit neapărat ca tu să știi că apreciază aceste lucruri la tine. Însă, legate acestea două, se pare că le cam știi, ai cam observat de-a lungul timpului, pe parcursul relației voastre, că te aprecia pentru aceste două lucruri. Însă mi se spune că și chiar și dacă nu este o descoperire nouă, îți va încălzi totuși sufletul și va face acele activări de care ai tu nevoie, are nevoie ființa ta pe de-a întregul, mi se transmite. Ființa ta pe de-a întregul are nevoie să audă aceste lucruri, să le perceapă, să intre în câmpul ei și să se facă aceste activări prin intermediul acestor confirmări sau mesaje noi, în cazul în care pentru tine unele din aceste aspecte vor fi noi, cu totul noi.
Bine, dragii mei și dragele mele, tu cea care asculți aceste mesaje, am primit ca informații de la ghizi că ceea ce apreciază cel mai mult și cel mai mult la tine este faptul că tu întotdeauna știi să răsplătești, și vorbim de ființa iubită, persoana ta iubită. Persoana ta iubită întotdeauna a simțit că tu ai această calitate și mereu a apreciat-o la tine, această calitate deosebită și destul de rară în lume, așa, printre oameni în perioada aceasta în care trăim, calitatea de a răsplăti cu bunăvoință, cu înțelegere, cu dărnicie, cu generozitate, orice mic efort, mică bucurie, mică plăcere pe care ți-a adus-o sau ți-a făcut-o sau efort pe care l-a depus persoana ta iubită pentru tine în vederea a ceva. Oricât de mic ar fi fost, un mic ajutor, o vorbă bună, oricât de poate părea neînsemnat, tu întotdeauna știi să răsplătești chiar și cele mai mici fapte bune, ca să zicem așa, sau cele mai mici detalii, să le răsplătești din inimă. Știi să o faci pe persoana iubită să chiar să se simtă apreciată cu adevărat pentru ceea ce face. O altă calitate pe care a apreciat-o mereu la tine a fost ceva care poate că poate că pentru restul lumii, această calitate a ta nu este chiar așa de evidentă. Poate mulți oameni nu-și dau seama că ai această calitate. Poate doar dacă ori te cunosc, ajung să te cunoască mai bine, ori dacă stau mai mult prin preajma ta. Și, evident, ajung să te cunoască mai bine. Altfel, nu este foarte vizibilă. Însă, persoana ta iubită a observat-o încă de foarte devreme, de pe la începuturile relației voastre. A observat această calitate și o apreciază. Apreciază calitatea aceasta în sine la tine și mai apreciază și faptul că nu este ceva pe care te străduiești să fie evident, să-l arăți lumii cum ar veni, să-l pui așa la expoziție. Ia, uite ce, da? Ba dimpotrivă, această calitate a ta rămâne undeva ascunsă privirilor oricui, pentru că tu ești departe de a fi o persoană lăudăroasă, care să se laude cu abilitățile și caracteristicile sale, trăsăturile sale minunate de personalitate. Ești departe de a fi un astfel de om, o astfel de persoană. Și această calitate, ta-da, care este ascunsă, pare a fi ascunsă, dar nu este, este puterea ta. Forța ta interioară incredibilă. Persoana ta iubită, mi se transmite, a observat de-a lungul vieții voastre împreună, ca să zicem așa, de-a lungul relației voastre, a observat că ai o forță interioară absolut remarcabilă. De asemenea,
ceva mai rar întâlnit, nu se întâlnește prea des la toate persoanele, așa cum s-ar spune, de pe stradă. Este o calitate mai rară, să ai așa o forță interioară remarcabilă, o forță interioară pe care persoana ta iubită mi se transmite, a avut ocazia să o vadă, cum ar veni, ieșind la suprafață, în multiple ocazii de-a lungul și în multiple situații și circumstanțe de-a lungul perioadei în care te știe, de când te știe. Și a fost mereu persoana ta iubită impresionată de-a dreptul de forța ta interioară, de puterea ta de a face față ori multor provocări odată, ori unor provocări foarte dificile, care poate ar fi doborât alte persoane, inclusiv persoana ta iubită, simte că unele dintre provocările cărora tu le-ai făcut față, persoana ta iubită simte că nu ar fi putut. Dacă ar fi fost în locul tău să se confrunte cu aceeași provocare, nu ar prea, ar cam fi fost cam doborâtă sau cu mult mai doborâtă, mai devastată decât ai fost tu. Tu însă, chiar și dacă poate anumite provocări și situații dificile de viață te-au destabilizat, dezechilibrat, ți-au provocat diverse niveluri de disconfort, tu mereu ai reușit să le faci față și le-ai făcut față într-un mod grațios, mi se transmite, with grace, cu grație, un fel de eleganță din aceasta subtilă. Celelalte trei aspecte minunate ale tale pe care le apreciază persoana ta iubită la tine și poate nu ți-a arătat, nu ți-a dat de înțeles, nu a lăsat ca tu să vezi că apreciază aceste lucruri de fapt la tine, sau poate că da, în unele cazuri, voi simțiți cu ce rezonați. Acestea sunt, le putem reduce și la doar trei cuvinte și vei primi și câteva detalii în plus. Un cuvânt este uriaș. Uriaș. Și vom explica. Ți se transmite că vei primi explicații, cum adică la ce se referă. Un alt cuvânt este înțelepciune. Iar al treilea cuvânt este lumina. Lumina. Sau ar mai putea fi lumina bară, da? Sau iluminare. Ok. Și acum câteva detalii în plus. Persoana ta iubită apreciază lumina pe care o eman tu, lumina sufletească. Și în același timp era și, da, lumină sau iluminare, pentru că apreciază și faptul că nu doar că emani lumina, ai un spirit luminos. Tu când intri într-o cameră, parcă totul se luminează în jurul tău și persoanele din camera respectivă, indiferent că le cunoști sau nu, indiferent că te cunosc sau nu, acele persoane, oricât de multe sau puține sunt persoanele prezente în camera, să zicem, în care ai intrat tu, în momentul sau la scurt timp după ce ai intrat tu,
indiferent că acele persoane erau într-o stare generală, o dispoziție bună, cum se spune, sau o dispoziție mai îndoielnică, așa, mai nu o stare foarte bună, starea lor se îmbunătățește. Parcă se luminează întreaga atmosferă. Și nu doar atât, însă tu ești și o persoană iluminată. În sensul că din interiorul tău, tu te lași cumva condusă, dar într-un mod pozitiv, de multe cunoștințe pe care ori le-ai acumulat, ori pur și simplu sunt acolo și se activează în tine automat în anumite situații sau prin conectarea ta cu lumile superioare, pentru că și acesta e un lucru pe care l-a observat și l-apreciază la tine persoana iubită, faptul că ești foarte conectat sau conectată cu intuiția ta și cu conexiunea ta cu părțile superioare ale conștiinței. De exemplu, cu ghizii tăi spirituali, cu ființele de lumină care lucrează cu tine. Și de acolo ți se activează în diverse situații anumite cunoștințe pe care poate nici nu știai că le ai. Și tu de acolo, cum ar veni, lucrezi, de acolo emani această lumină în viața ta și în jurul tău către ceilalți, iluminând, fiind și tu ca o ființă iluminată și iluminând și pe ceilalți în jurul tău și inclusiv atmosfera, cum spuneam, oriunde ai fi. Iar aceste concepte sunt legate, interconectate, ca să spunem așa, cu înțelepciunea, cu celălalt cuvânt. Persoana ta iubește la tine cât de înțelept sau înțeleaptă ești tu în a răspunde unor situații, în a gestiona anumite conflicte chiar și dacă nu e vorba de conflicte, anumite provocări ale tale. Înțelepciunea ta care se revelează în interacțiunea cu ceilalți, cum ești tu. Ai această abilitate, mi se spune, suavă, nu ca o forță brută, ci o forță blândă, o abilitate suavă de a da sfaturi celorlalți exact atunci când, cum ar veni, trebuie, când se cere, când se simte nevoia și în modul în care se simte cel mai bine nevoia și spui acele lucruri acelor persoane pe care le ajuți, acele lucruri de care au nevoie cel mai mult în momentul acela. Iar cuvântul uriaș se referă la, tot așa, la cumulativ și la celelalte două, faptul că a observat cât de inimaginabil, indescriptibil, fără limite pare să fie, par să fie valențele ființei tale. Mereu, în sensul că ești, ești o ființă, între ghilimele, mi se spune, uriașă, în sensul că mereu descoperi ceva nou la tine. Ești permanent, ai abilitatea de a fi și aceeași persoană care te știa să fii din totdeauna,
dar în același timp și ceva nou. Mereu, mereu găsește, descoperă ceva nou la tine. O nouă valență a ta, ca la foile verzei sau ale ciepei, încă o foiță și încă o foiță și este o savoare, este savuros pentru persoana ta iubită să descopere aceste noi și noi lucruri la tine, fiecare mai interesant și mai captivant și mai minunat decât altul. Ești așa ca un fel de o cunoscută necunoscută. Sau o necunoscută cunoscută. Un joc de cuvinte. Și aici nu mă refeream cunoscută ca femeie, la fel. E vorba de energie, cum simțiți voi, despre cine este vorba, cine vă transmite, cum ar veni aceste mesaje și cine sunteți voi, cine ești tu, cel. Poate ești energie masculină și persoana iubită este o energie feminină sau poate este invers. Tu, cea care privești, ești energie feminină și persoana ta iubită este energie masculină. Voi simțiți despre cine și cum este vorba și la acea persoană se referă. Mi se spune că acestea au fost mesajele. Râd acum pentru că ghizii au mai în glumă, mai în serios, mi-au zis să vă transmit că dacă v-au plăcut aceste mesaje, cum zic eu, să apăsați butonul de like. Asta au transmis și ei acum și să vă abonați dacă nu v-ați abonat încă. Râd în continuare pentru că ei tot spun toată exact textul pe care îl spun eu de fiecare dată și este amuzant. Și insistă să-l spun. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă și lăsați în comentarii cum ați rezonat și cu ce ați rezonat cel mai mult din aceste mesaje și în ce mod minunat v-au ajutat. Și, desigur, dacă doriți mai multe informații individualizate și personalizate pe situația voastră specifică, găsiți în descrierea videoclipului datele mele de contact pentru a face o programare pentru o ședință de consiliere. Vă mulțumesc că mă urmăriți și vă doresc tuturor numai bine!